Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile, asta e România. Așezat pe o gură de rai, un sat e blestemat să dispară. Oamenii s-au dus și și-au lăsat în urmă toată viața. E părăsită casa? Casa asta e părăsită, nu? De ce mai găsim pe aici? Carte scrisă de... Ultima noapte de restricții, întâia noapte de distracții, s-a lăsat cu adevărată petrecere națională. După un an și mai bine de stat în casă și socializat mai mult pe telefon, mii de oameni au luat cu asalt străzile, terasele și cluburile ca să se bucure de marea relaxare. Au renunțat la toate regulile și s-au distrat în două weekenduri, cât pentru mire de partiuri pierdute în pandemie. Și pentru că la noi distracția e garantată și nici nu costă prea mult, străinii s-au grăbit să vină cu miile și să puncteze cu adevărat momentul. Vi să dureze mai mult seara. Doamne. Doamne, ce bine e, ce dor îmi era de la viața alb-negru care o simțeam eu în dormitorul meu. Acum să întâlnesc lume, să vorbesc, este extrem de bine. E maxim. Ne găsim la Cocundiție. Să scăpăm de pandemia. Te iubesc mult de tot și îmi pare rău că apar aici la ora asta. Dar e ok, că e vreme. Te iubesc mult și ei sunt prietenii. Eu nu sunt Dobeg, sunt ale lor. Atât am avut de zis. Trebuie să le zic lui mami și tati că îmi pare rău că sunt aici. Crezând că ei sunt acasă. Deci nu ne dați în altă opție, vă rugăm mult! Copii, învățați! Fiți cominți! Am văzut că fredonai ceva. Ce melodie este? De la Juno și Joe, se numește Mama Ia. Și ne poți fredona câteva versuri? Sigur, da!
cluburile astea, să reînvie centrul vechi? Da, cu siguranță. Okay. Cum e acum? Super. Ce îți place cel mai mult? De ce ți era dor? De atmosfera asta. Cum e atmosfera asta? Frumoasă. De ce e frumoasă? Pentru că sunt oameni fericiți. Am înțeles. Fericirea ce înseamnă? Eu ne pare că fericirea e doar o clipă, important este să trăim prezentul. Chiar momentul acesta în care vorbim. Da. Este fericire. La care am visat până la urmă cu toții, cu ochii deschiși mai bine de un an, în care am fost nevoiți să stăm departe de tot ce înseamnă petreceri și distracție. Canal de Roman. Bravo, Ionuș Cardeșlar. Bravo. Este foarte mult aglomerație aici. Cred că aveau nevoie de momentul acesta pentru a se elibera puțin și pentru a se simți mai bine. S-au săturat să stea în casă, înțeleg pe toată lumea, simt nevoia să se elibereze, să se simte mai bine. Este în inima tineretului să facă lucrul acesta. Așa a arătat ultima zi de restricție și întâia noapte de petrecere. Sute de tineri s-au distrat într-un weekend cât într-un an. Toate drumurile au dus în centrul vechi al Bucureștiului, care s-a transformat într-un imens club în aer liber, unde euforia a fost cuvântul de ordine. Ride with the mob, hum do Allah, check in with me and do your job. Văd că tu nu ai uitat cum să te distrezi și cum să dansezi, că a trecut totuși ceva timp. Normal, totuși a trecut ceva timp datorită coronei. A fost coronavirus și acum că a trecut trebuie să ne distrăm cât mai mult. Hey, yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, chocha magic like Houdini. Era foarte nașpa deoarece totul era foarte trist și parcă era alb cu negru, dar acum totul a devenit colorat. Și spune-mi cât o să te distrezi în noaptea asta. În noaptea aceasta trebuie să te simți tu, să fii tu. Toată lumea trebuie să privească la tine, atât de bine trebuie să te simți tu. Am și un mesaj pentru mama din Italia. Salut toți prietenii mei de la Botoșani. Vă pup, vă aștept sub mine, gen sub un submarin. Nu sunt pe Teoșul așa și vă scând așa. Am o fustă creață, creață de vălimaș prin verdeață. Dulceam sa să fie boane, picură să-mi purgă pare. Ai o fustă creață, creață. De la mine pentru tata. Mândră floare, trandafir, în viață ești musafir. Sunt fostă cântăreață de la Oltenița. Salut! Bună seara! Distracție plăcută! Auf Wiedersehen! Mai ții minte cum să dansezi? Da, normal! Și ne poți arăta? Mă dai la televizor să mă bată mama, mă bată mama! Te iau un fior și încep să te mești ușor din omolul, unde-i dactor plin tău, să simți muzical nu perfect. Eu zbor de-acolo pe vapori. După multă vreme în care au fost cu lacătul pus, cluburile s-au deschis în sfârșit și au dat startul petrecerilor mult promise. Nu pentru toată noaptea, dar măcar câteva ore, suficient cât să te distrezi ca pe vremuri, spun tinerii. S-au deschis, după cum se vede, ne simțim altfel, atmosfera e, cum se vede, e super, suntem forță. După cum vedeți, aveți și gagicuțe pe aici, în zonă, cu toate că sunt însurat, dar te mai uiți că un ochi mai merge, că de-aia ne-a dat Dumnezeu ochi să ne uităm. Vezi că poate vede soția ta emisiunea și te ceartă. Nu-i problemă că soția mea e aici. E aici și cu tine? E aici cu mine, da. Soția mea este hostess aici. Tu mai suporți masca aia de protecție? N-am suportat-o niciodată și nu cred în COVID. E o simplă răceală, dintre care parlamentarii, cum
urmează să se întâmple pe 1 iunie, să deschidă din nou, cum a fost anul trecut, ca să se ducă și ei la mare și chestii și trestii, cum a fost și anul trecut. COVID-ul e o porcărie, dintre atât s-a făcut atât. Chiar abia așteptam să deschidă cluburile, este un sentiment extraordinar. Simt că trăiesc iarăși. Cum adică? Descrie-mi, adică până acum cum a fost? Nu am mai văzut atât de multă lume să se distreze, să zâmbească din suflet, să se bucure de viață și asta mă încarcă. Cum te-ai simțit din momentul în care ai pășit aici în centru vechi? Ai văzut o energie, mi se părea că e o altă lume. Nu mai știam cum se simte să fii înconjurat de atâția oameni care se simt bine. Doamne, ce bine e, ce dor îmi era de la viața alb negru care o simțeam eu în dormitorul meu. Acum să întâlnesc lume, să vorbesc, este extrem de bine. Mi-aș dori să se întâmple asta mereu, să rămână toate lucrurile așa, fiindcă suntem în siguranță, avem grijă unii de ceilalți, să ne îmbolnăvim, să fie totul bine. Doamne, ajută! Dar e sigur că nu visezi, chiar s-au deschis cluburile? S-ar putea să visez un pic, că ne bagă la somn prea devreme. Când nu mai are rost, totul este în siguranță, nu trebuie să ne mai facem griji. Eu asta zic, să stea toată lumea liniștită, să ne lasă să ne trăim copilăria, că așa o să fim noi mulțumiți. Dar ai avut un șoc așa când te-ai întors în club? Adică, zicei, băi, cum mai e, cum mai distrez, da, cum mai dansez? N-am știut să intru. N-am știut cum să mai intru în club, mă credeți? Deci, pur și simplu, a fost un șoc, fiindcă ne-am scos din cap deja chestia asta. Nu ne mai gândeam că o să mai revenim vreodată la lucrurile de genul ăsta. Ne putem să stăm până dimineață, până la un 6, cum eram obișnuiți, până la un 12, 3-400 de lei. Mai mult nu are sens. Mai faci economii cu ocazia asta. Exact, exact, facem și economii, dar nu ne-am dorit cu adevărat economiile, înțelegeți? Mai bine ne-ar prinde să cheltuim banii, să ne distrăm, așa e viața. Mai bine vine apocalipsa decât 12 noapte. Da. Este ora 23:30. A mai rămas o jumătate de oră în care mai pot să se distreze. Vor să simtă și să trăiască parcă fiecare sutime de secundă, fiecare sunet, fiecare dans, înainte de miezul nopții când, vor nu vor, trebuie să plece acasă. Despre ce e vorba într-un club? Despre ce e vorba într-un club? E vorba despre prietenie, în primul rând. Dar când era totul închis, voi unde vă distrați? Că nu pot să cred că nu vă distrați. Practic nu ne distram decât pe cameră. Că n-aveam voie să ne distrăm nicăieri. Acum că s-a dat drumul, ne întâlnim toți, ne distrăm, bem, suntem uniți, pentru că s-a dat drumul. Bun, și cum vă distrați pe cameră? Ce făceați? Ce făceați? Vorbeam, pe cameră, vorbeam, râdeam. N-aveai ce să faci, pentru că păpă, asta se întâmpla, n-aveai ce să faci. Doar vorbeam și râdeam atât, altceva n-aveam. Dar tu? Eu mă strângeam cu alți prieteni, ne strângeam la cineva acasă, făceam, ne luam băutură, tot ce trebuie și dădeam drumul la muzică și ne distram, adică era aproape ca un club. Cum era rebelionul pe vechi în sufragerie. Da, 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 exact. A fost bombă. Însă, cine are în sufragerie DJ propriu și animatoare? Asta s-au întrebat băieții hipnotizați de numărul acestei domnișoare care își intră în rolul XXX de fiecare dată când urcă pe scenă. Încă n-ai apucat să ne spui de unde ai învățat tu să dansezi, așa că sigur ai fost la cursuri, la ceva, ai făcut... Chiar nu am fost la cursuri, la nimic, totul vine de la sine și faci ce simți pe moment. Înseamnă că tu ai experiență mare la cluburi, așa, adică... Nu chiar, chiar sunt primele zile în care vin aici și chiar mă descurc foarte bine, după părerea mea. N-aș asculta părerea celorlalți, pentru că părerea celorlalți te influențează în mod negativ. Dar ce părere au ceilalți de te-au supărat așa de tare? Nu știu, că nu i-am întrebat, pentru că nu-mi pasă. Pentru că atunci când ești heartbroken, muzica te poate vindeca. Chiar te poate vindeca? Da, pe bune. Chiar am simțit asta pe pielea mea în seara asta. Cum te-a vindecat muzica? Muzica este hrana sufletului și atât timp cât știi să o mănânci, ea te vindecă cu adevărat. Just to raise you up from the grave. Am venit cu mama și am venit să mă distrez dansând. Multă distracție, suntem toți o familie aici. Toți ne cunoaștem, toți o familie, nimeni nu se ceartă, nimeni are în plus, nimeni în minus, toți la fel. Cum e familia la club? Ce trebuie să facă o familie la club? O familie la club e să se ajute una pe alta. Un prieten, dacă are 5 lei, 10 lei, 50 de lei în minus, îl ajut tu. Așa e la club între familie.
Ce înseamnă clubul pentru tine? Pentru că vrei să știi de ce vă era dor din partea asta. De ce vă era dor când vă gândeați la club? Să stăm toți împreună, să ne distrăm. Muzică! Stanul e cel mai dorit festival de către toți tinerii, pentru că acolo se distrează lumea cum trebuie. Și de ce spun asta? Pentru că, uite, sunt tineri ca noi, sunt tineri ca mine, ca tine, ca el, ca restul clubului de aici, care vor, frate, să se distreze la modul, băi, ies în club, ies undeva și vreau să mă distrez, ok? Când ajung acolo, nu vreau să mi se impună chestii de genul, băi, la 9 închidem sau la, dau exemplu, la 7 închidem. E o porcărie chestia acolo. În câteva momente. Să sperăm că o să țină cât mai lung. Doamne, frate. Doamne. Așezat pe o gură de rai, un sat e blestemat să dispară. Oamenii s-au dus și și-au lăsat în urmă toată viața. E părăsită casa? Casa asta e părăsită, nu? De ce mai găsim pe aici? Carte scrisă de Eminescu. Deci au cumpărat casa, au renovat-o și au murit și ei. Da, dacă toată lumea moare, mor și eu. Un singur om, o singură poveste. Satul Fantomă. Doamne! Întâia noapte de distracții. Sunt doamne fericit. Marea relaxare invadează străzile și cluburile. Așezat pe o gură de rai, un sat e blestemat să dispară. Oamenii s-au dus și și-au lăsat în urmă toată viața. E părăsită casa? Casa asta e părăsită, nu? De ce mai găsim pe aici? Carte scrisă de Eminescu. Deci au cumpărat casa, au renovat-o și au murit și ei. Da, dacă toată lumea moare, mor și eu. Un singur om, o singură poveste. Satul Fantomă. Ne simțim foarte rău din cauza restricțiilor, suntem aproape de faliment, ne merge foarte prost. Încă o să le transmit celor care au grijă de destinele noastre că îi urâm din tot sufletul pentru bătaia de joc pe care ne-au administrat-o pentru 2020, ne-au adus în stare de faliment. Eu am ajuns muritor de foame. Dacă nu schimb profilul, voi muri de foame. Astăzi îl găsim în fața clubului Plinochi. Ne spune că pandemia i-a făcut o gaură enormă în buget pe care o va astupa probabil în 2 ani, iar asta numai dacă barurile și cluburile nu vor fi închise la loc. Încă suntem limitați din punct de vedere al orarului, nu ne putem desfășura activitatea așa cum ne-am dori. Gândiți-vă că un club funcționează în România de pe la orele 23, cam atunci încep românii să ajungă în club, până la orele 5. Exact acest segment ne-a fost furat timp de un an și jumătate. Începem să ne revenim, sigur că relaxarea asta e binevenită, pentru că s-au strâns datorii enorme pe care să zicem că începem să le plătim. V-ați cuantificat pagubele, perioada în care ați fost închis, cam câți bani ați pierdut? Dacă v-aș spune o sumă, vi s-ar părea incredibilă. Vă rog. E de ordinul sutelor de mii de euro. Nici mie nu-mi vine să cred, dar da, ăsta e adevărul, purul adevăr. Și pe dumneavoastră, ce v-a făcut să mergeți mai departe și să continuați în industria asta? Aveți încredere că veți recupera paguba? Credeți în Horeca în continuare? N-am avut de ales. Din disperare, când investești foarte mulți bani într-un club, într-o locație, nu ai de ales decât să ți-i scoți înapoi. Avem datorii către proprietarii de locații, avem datorii către lumea întreagă, către angajați, către, cum vă spuneam, către cei cu care avem legături, cu terții cu care avem legături, peste tot avem datorii și e un cerc vicios în care toată lumea are datorii. Din datorii și împrumuturi și-a plătit și amenziile de cartea recordurilor, spune el.
Vă mai dau un exemplu care ține de ridicolul kafkian, cumva. Am primit în 2020 amenzi, un cuantum uriaș al amenzilor, 2 miliarde sau ceva, toate bazate pe măsurile COVID, mai mult sau mai puțin justificate, pentru că noi am încercat să respectăm. Și imaginați-vă că din pricina acestor amenzi ni s-au proprit conturile și ne-au blocat și mai tare. În momentul ăsta, în 2021, avem conturile proprite din pricina amenzilor. Singura soluție pe care o am eu, vorbesc din punct de vedere personal, dacă voi da faliment în cele din urmă, e să-mi iau o bicicletă și să livrez mâncare. Listen, I come from Sweden. I'm here. I come to Romania. I was first in Hungary, but Hungary sucks. It wasn't fun. So I was like, okay, where should I go? I go to Romania, to Bucharest. Woo! It's fun here. Bucharest is the best. When you come to Bucharest, you can have fun, you can party, you can do whatever you want. Here, you can have fun. No problem. So it's your first visit here in Romania, in Bucharest? This is my first day. First day. And I'm enjoying, I'm having fun, I'm drinking, I'm partying, wow. How long will you be staying? For like a week maybe. I was in Hungary, I was gonna stay there a week, but it was so boring that I went to Romania instead. Iar canadianul Daniel s-a uitat peste oferte din 10 de țări, pentru ca în cele din urmă să aleagă România. A făcut-o pentru că aici se poate distra în plină pandemie, ca în vremurile în care omenirea nu aflase încă de noul coronavirus. I'm from Montreal, Canada. What brought me here? I did my research, where could someone really go to feel like, you know, before COVID. And Romania, for me, it feels like that. As you can see, it's more like a heaven for me. You know, I feel comfortable. It's a safe place, and everybody is amazing here. Basically, where I can party, where I can eat good food, where I can get to meet amazing people. And as you can see, man, look around. It's amazing. Is this your first time in Romania? Yeah, this is my first time. I've never been, and being here makes me feel like I don't want to go back. How's the deal now in Montreal? How are things going back there with the fun department? Honestly, Montreal has been under curfew for I don't know how long, and it's starting to feel like a prison. Okay, so the clubs are not open, the restaurants are not open? Nothing is open, nothing is open. As you can see, this is a lot, I can't compare it. This is amazing, bro. N-ar da România nici pentru strălucitoarea perlă a Emiratelor, spune Daniel. Actually, I just visited Dubai a few weeks ago, and I landed here from Dubai, actually. Yeah. Okay, where do you like it the most? Oh, I love it here. Dubai, it's good for the eyes, but you can't do anything. It's boring. It's boring. You can do, there is a lot of fun sport to do, like water, jet skis, but in terms of social life, This is the heaven, man. I would love to get a citizenship from here, actually. Yeah? Yeah. Do you like it that much? I love it that much. Because I had a whole medium pizza for like $5 Canadian. A medium pizza, man. Oh. Yeah, that's how cheap. More than you can eat. Yeah, that's how cheap Bucharest is. Desde Ecuador. Ecuador. España. Romania. Gibraltar as well. Yo, you're missing the live contact on the phone. Yes. We love Romania. Nos encanta Romania. We love Romania. Yeah, you've been Romania, yes. Foarte mult. It's a really beautiful country. We have been here for 6 months already. I love it. I do love Bucharest. Da. So beautiful. What do you love most about nightlife here in Bucharest? Of course, petrecere, bineînțeles, petrecere, mâncare, lumea e foarte frumoasă. The drinks are the best thing here. We love it. The beers are amazing. And the
people and the city is very beautiful yeah. as well. It yeah. is, it is. Even the culture. Yes, mâncare, toate e foarte frumos. Mâncare. Da. Aveți o țară foarte frumoasă, serios. Suntem încântați. Iubim România foarte mult. It is a beautiful country, I love it too. Beautiful people. Beautiful people, beautiful country. A lot of places to discover as well. Not only Bucharest, it's all around. It's so beautiful. Amazing. It is amazing. Thank you so much. Have fun. Hello. Hi. Hello. How are you? I am very good. Where are you from? I am from England. How do you like Bucharest so far? I love Bucharest. It's a bine frumos. Acum mai este nimic, nu mai e nicio restricție. Eu am venit în Germania de la München. Mi-am luat liberă ca să pot să vin aici în țară. Și am de făcut acte, pașaport. După aceea trebuie să plec pe 15 în Germania, înapoi la muncă. Cum este în Germania acum? Vedem așa ceva? Nu. Angela Merkel a băgat mai multe restricții. Pentru o noapte de ieșit în centrul Bucureștiului, cam de ce buget ai avea nevoie așa, ca să te simți bine, să mănânci ce vrei, să bei ce vrei, de câți bani ai nevoie? Așa, de 50 de lei, de ciube astea, uite, ăștia am luat și eu de la boss de acolo. Ce ți-ai cumpărat acolo? Cartofi prăjiți. Baby, make your move. Lăsăm petrecerile să continue în centrul vechi și mergem în zona nord. Bună seara! Ce rost are? Bună seara! Deja s-a terminat? Nici mie nu-mi vine să cred! Deci nici mie nu-mi vine să cred, dar deja s-a terminat! Noroc! Noroc și nu, noi asta n-am cu microfonul! Nu poți să bei? Ha, hai să dăm! Noi dăm noroc și eu beau! Nu poți, domnul, direct! Cât ar fi trebuit să dureze? Până când vă durează? Până la 5 dimineața! Până la 5 dimineața, dar nu-i nimic! Tot atât am cheltuit! Stai, ce nu ești? Nu trebuie să dureze toată viața. You're going to sleep? You're driving also. You're not talking to me. Băi, bărbat, ce să zic? A fost bine, a fost câte 6 la masă, să știi, n-a fost mai mulți. Nu v-au numărat, stați liniștiți. Să nu mă iei tu pe mine că a fost mai mulți. A fost nasol, da. Da. Ne-a luat la goană, gata. Vă întreb sincer, cum vi se pare ideea asta că se închid cluburile? S-au deschis, dar se închid la 12. Da, nu știu ce să zic. Dacă până acum ne-am contaminat deja, ce mai contează de la 12 până la 4 sau până la 5, cred că e același lucru. Probabil la toamnă ne închid, iar mergem înainte. Sunteți prea optimist, da, între ghilimele. Da, optimist, da. Da. Între ghilimele. Pentru un tip cu anticorpii sunt optimist. Sperăm să scăpăm, să nu ne mai închidem niciodată. Da. Să vedem, toate pandemiile au durat 7-8 ani, vedem cât durează și asta. Mulțumim frumos pentru aceste cuvinte de încurajare. Seară bună. Mare coronavirus. Seară bună. Seară bună. Cât ar fi trebuit să mai dureze? După părerea mea, cam 36 de minute. Sorina, stai secundă. Dar fix 36, nu? Eu uite, dar ce-a întâmplat? Dacă sunteți gentlemen, ajutați-o ca să nu... Nu, că e prietena noastră bețivă, care bea mult rău. Ia aici, fata de fata, are un soț în America. Fata asta, dar pe România e altfel, gen. Cum a fost? A fost foarte ok, gen. Cam scurt, dar a fost ok. Cât trebuia să mai dureze așa? Cam 2-3 ore. Seara frumoasă. Mi-a părut bine, sănătate la toată lumea. Sănătate, sănătate. Între timp, în zona zero a distracției, lumea încearcă să mai tragă de timp și să se bucure. E miezul nopții, iar mulți sunt gata de stand-up comedy. Au interviu live, adică cu fumat cu tot, faceți voi. Așa. Ce vă place în centrul vechi? În centrul vechi îmi place viața care este. Cum e viața aici? Frumoasă.
în sfârșit revenim la viață după momente în care distracția n-a mai avut viață. Au fost închise barurile, restaurantele. Da, doamne, frate. Doamne. Ce se întâmplă acum, având în vedere și pandemia, bănuiesc că în septembrie, cumva, octombrie, suntem iar la loc. Dumneavoastră ce faceți în seara asta? Cum vă distrați? Cum vă relaxați? Mi-a prins o țigare. Nici la alătnie maș de la cârciumă și mă duc în altă cârciumă. Până la ce oră? Până când pot să beau. Serios? Serios, hai să țin microfonul. Lasă că ține măcar atâta lucru ca să-mi câștig și eu salariu. De unde ești deloc? America. Eu o să-mi văd fanii mei în centru vechi, să dansez cu ei și o să mă bucur pentru ei. Eu dacă nu văd fanii, mi se schimbă pelea, mi se face urât. Mi se bătrânește pelea de la operație. Ce melodii de la Michael Jackson știi? Trei la. Le fredonezi? Nu pot ca să cânt că sunt prea rugușit din cauza la țigări, că fumez, că nu mi-am văzut copiii. Ai băut ceva rece, ceva, nu? Da, am băut de calo. Bună seara! În primul rând mă simt foarte bine, sunt bucuroasă că am revenit cât de cât la normal. Este ziua și... Și e și ziua mea, la mulți ani, fix de ziua relaxării a venit și ziua. Exact, am avut noroc, să sperăm că o să țină cât mai lung și să scăpăm de pandemie, că ne-am săturat. Așteptam foarte mult centru vechi, ne era așa dor de centru vechi, dar mă bucur că se închide la 12, pentru că trebuie să fim și un pic responsabili, nu? Ce ați făcut voi în seara asta? Hai să luăm firul de la început. Ce am făcut noi în seara asta? Am stat la o terasă și am băut niște bere și acum ne-am distrat un pic, ce-i drept, dar suntem un pic responsabili. Uitați-vă la colegii mei care nu vor să apară și ei aici. Adevărul este că ne distrăm responsabil cum ar veni. Cum te simți în seara asta față de Gabriela? Deci a fost o seară foarte faină și mă bucur că am ieșit și că am întâlnit o domnișoară așa foarte faină. Cum vă simțiți? Foarte bine! Chiar azi am venit pentru prima dată, totul a prins viață, culoare. Și de unde sunteți? Din București! Da. Ok, și de când nu v-ați mai distrat? De când nu ați mai ieșit în centrul vechi? Cred că un an. Dacă mai continua distracție până dimineață, o stăteam, dar nu avem tot rău, trebuie să mergem acasă. De unde sunteți? Eu sunt în Turcia. A, și v-ați cunoscut, e poveste de dragoste la voi, nu? Da, suntem de 3 ani, 4 ani împreună. Unde v-ați cunoscut? În București. Ce vă place cel mai mult la centrul vechi, la distracția de aici? Faptul că în sfârșit ieșim din casă. Deci să-i pun și o întrebare ei? Dar vă rog, cum să o cereți de soție? Nu. Coniacul de unde l-ați achiziționat? Am prins-o! De vineri până duminică seara, Bucureștiul a fost capitală de stat și de distracție. Bună seara! Bună seara! De când nu s-a mai distrat România așa? De foarte mult timp, de un an chiar. Dumneavoastră, de cât timp nu ați mai fost în centrul vechi, la distracția de până? Săptămâna trecută în centrul vechi. Deci ați făcut încălzire acum. Da, e partea a doua, runda 2. Vrem să ne țină toată noaptea deschiși cluburile, nu așa, până la 12, că nu ne place. Ce se întâmplă la 12 noaptea? E un moment tragic, cumplit. Mai bine vine apocalipsa. Decât 12 noaptea. Da. Cum ați început seara, cum o terminați? Am început-o destul de prost, dar am dat vreo 2, 3, 4, 5, 6 beri. Acum e ok. Dar cine v-a supărat? Ați început seara prost. Supărările mele de zi cu zi, vă dați seama, facultatea asta e greu. Cum e la facultate acum? E la fel, e foarte urât pentru că e tot online, adică eu am apucat doar jumătate de semestru la facultate și nu prea am apucat să gust cum e viața de facultate. Dar nu te-ai gândit niciodată că poate visezi, poate nu e adevărat? M-am gândit, dar sper să nu mă trezesc din visul ăsta. Poate visezi, poate nu se întâmplă. Asta, cu poate ești într-un vis. Atunci ar fi un vis frumos. Să continue. Și aș plânge când m-aș trezi.
Visul se sfârșește duminică seară. Boxele barurilor și cluburilor sunt închise una câte una. Pe străzi, din loc în loc, mai auzi câte o vioară a vreunui lăutar ambulant, retrezit la viață după atâtea luni în care a cântat numai pentru el. Constantine, Constantine, rupte-i cămașa pe tine. Un superstar din Hunedoara e parcă blestemat să nu mai pună nimeni piciorul prin el. E declinul Gealacutei, care a început de când biserica s-a făcut scrum. Atunci oamenii au luat-o ca pe un semn rău și au plecat unde au văzut cu ochii. Au lăsat în urmă casele ca și cum s-ar întoarce dintr-o clipă în alta. Vasele pe masă, rufele pe sârmă, icoanele pe pereți. Peste toate au trecut însă ani și s-a așternut praful. Un singur om mai e aici să spună povestea satului. Un om parcă înghițit acum și el de natură. Singur în Valea Pustietății. Așa îl găseam într-o zi de primăvară pe Login Topor, omul care trăiește precum un pustnic într-un colț de rai. E singurul și ultimul localnic care mai poate spune povestea Gealacutei, satul fantomă din munții Mehedințiului. Cum e viața aici? Bine. Singur așa? Bine, singur. Am apă, am treburi, am o vacă. Dar de lipsit ne-a Login. Ce-ți lipsește? De lipsit, ce-ți lipsește? Nimic. M-am obișnuit aici, singur. Ce s-a întâmplat? Ori murit aia bătrâni și aia altă plecați, nu mă vine. Plecați, Hunedoara, Petroșani, Arad și nu mai vine. Dar am înțeles că oamenii și-au lăsat gospodăriile aici, că pur și simplu și-au abandonat gospodăriile și că sunt case cu porțile închise, cu zăvoarele trase. E adevărat că sunt gospodării părăsite aici, în sat? Gospodării părăsite și ciobanii și-au venit și-au spart, au deschis tot, luat mobilă, haine ce-au fost. Patru persoane au murit asta, patru case au rămâne și a rămas singur. Sunteți singurul suflet rămas aici? Da. Așezat pe o gură de rai, satul parcă e blestemat să nu mai ajungă picior de om pe aici, iar cei care sunt să se ducă. La începutul secolului trecut număra 300 de suflete, iar acum numai Moș Login mai trăiește aici. E bătrân și bolnav de singurătate. Vorbește greu de fel, dar faptul că aici, în pustiu, n-are cu cine schimba două vorbe, l-a afectat și mai mult. Îi spunem că venim de departe, să-i dăm binețe, să-l întrebăm de sănătate și să vedem cu ochii noștri raiul lui. Am zis, domne, hai să mergem și noi la omul ăla în vârf de munte și să-i dăm bună ziua, da, și să-i facem ziua mai frumoasă. Am nimerit bine, nu? Da. Să-mi povestiți, dacă vreți, cum era satul ăsta odinioară, de ce s-a pustiit, cum de ați ajuns singur om. Erau 50 de case, 150 de oameni,
când eram la școală, acum 60 de ani, și era o mare bucurie aici, că era mare distracție, treburi de sărbători, așa. Cum era de sărbători aici? Făceau petreșe, treburi, programe de la școală și acum a rămas nou. Pustiul a rămas. Oamenii s-au dus de aici și au lăsat în urmă casele cu porți ruginite și ferecate, cu obloane trase, fântâni secate și rufe uitate la uscat. Casa asta cui e părăsită? Acuia nu a murit femeia. O stat singură aici. Și copiii la Bogradeu. N-a mai fost mâna omului să le îngrijească, așa că le-a cuprins mâna naturii. Gospodării întregi sunt înghițite de vegetație, dar ascund în ele o viață pusă pe pauză. E părăsită casa? Casa asta e părăsită, nu? Ușa e deschisă, ca și cum gazda e pe undeva pe aproape. Totul e neatins, până și becul din tavan se aprinde încă în cămăruța în care doar păianjenii își mai găsesc acum rostul. Câți oameni locuiau aici? 8 persoane. Și ce s-a ales de ei? O murit și o rămân numai nepotea mici. În jur, timpul parcă s-a oprit în loc, imortalizând o frântură de viață. Farfuriile sunt încă pe masă, bocancii la ușă, pernele pe pat, icoanele pe perete. Din ele, sfinți cu fețe îngălbenite privesc în gol pustiul. Numai stratul gros de praf care acoperă totul îți lasă de înțeles că aici nu mai sunt oameni de mult. Șase persoane în trei camere. Dar ce s-a întâmplat cu oamenii care locuiau în această casă? Iar au murit bătrânii și erau tot plecat. S-au căsătorit una peste deal în Surghețe și el a lucrat cu taică-sul de peco, au avut casa acolo la Deu. Și nu mai vin aici la casa părintească, pur și simplu au abandonat-o? Nu mai vin. Tu de ce n-ai plecat nealogiul din sat? Eu am fost plecat, nu mai merg. Eu nu mai merg la ora. M-am înnervat. De ce? M-am înnervat, nu-mi place. Nu-mi place. Păi ce s-a întâmplat? Ce să plătesc o cheltuielile, treburi pentru vecini, pentru treburi. Doar el a mai rămas să-și numere zilele și crucile din cimitir. E parcă o fantomă care bântuie prin verdele idilic, condamnat să trăiască singur. S-a neocupărat-o și tot a murit și a rămas așa. Au rămas de la trei familii. Deci au cumpărat casa, au renovat-o și au murit și ei. Da, dacă toată lumea moare, mor și eu. E un om viu într-un loc mort. Toți în jurul lui s-au dus și au lăsat viața toată. Casele în care și-au crescut copiii, în care au îmbătrânit, au rămas ale nimănui. Cine știe când a stat ultima dată un om pe prispa acestei case sau ce s-a ales de copiii care au răsfoit ultima dată foile acestei cărți. Ruină e totul,
la fel și școala. Aici era școala de 4 ani. Făceau copiii distracția lor. Și acum nu mai este nimic. Mai aduce aminte în alunin când stăteai în banca asta? Mai merge banca asta? Ia uite-și. Banca de ele. Ce ți-aduce aminte de aici din școală? Aici era. Și acolo găteam povetul și aici găteam băi. Câți ani aveai în alunin? De la 7 la 11 ani. Și după aia am mers în altă parte, la Opra. Și de colegii tăi, ce s-a ales? Ce? Colegii tăi de școală, ce s-a ales de ei? Toți plecați. Nu mai au uitați la părinte. Oamenii vorbesc de un blestem care s-ar fi abătut asupra satului în ziua în care până și Sfânta Biserică s-a făcut scrum. Mai întâi i-au furat clopotele, apoi i-au dat foc, povestește un cioban rătăcit pe dealurile astea. Da, intrare în biserică aici a fost. Și ce s-a întâmplat? Dacă e altă decât au furat clopotele, după aia au dat acolo foc mai încolo. Aici, când o ard biserica, aici o ard pădurile astea, o trece tămâni de dâle. Asta aici a fost Sfânta Biserică. Și toată lumea ziceau că unde-s clopotele, că la o temperatură mare trebuia să se cunoască unde s-a topit clopotul. Dar nu s-a cunoscut. Mai pune o sticlă de plastică, îi dai foc, se cunoaște că s-a topit. Dar aici nu s-a mai topit. Ars și-au furat da. Doar crucile din cimitir mai spun acum povestea satului rămas fără oameni. Drumul până în deal și înapoi spre casă îl bate zilnic. E singura lui legătură cu trecutul. E crucea pe care și-o duce până la capăt, aceea de a fi rupt de lume. Doi câini îl urmăresc ca o umbră peste tot. Aici locuiesc eu. O casă veche de pământ, îmbătrânită și ea, e toată averea bătrânului și munca lui de o viață. Până a ieșit la pensie, a lucrat la un depozit de mobilă din Deva, apoi s-a retras aici în munți, să aibă grijă de părinții bătrâni și bolnavi. Cum era satul pe vremuri? Când erai tu copil, Nealoghin? Era un sat extraordinar, fiecare avea animale, oi și stăteau la ele împreună, cu oi, cu capre, cu țeburi, și fiecare avea. Era viu satul? Da. Cum ți se pare lumea de la oraș? Mi se pare bine, dar nu-mi place să stau acum. De ce nu-ți mai place la oraș, Nealoghin? Nu mai place. De ce? M-am supărat pe acolo, cum era trebuie și te încurcă mașini, nu mai place. Iar aici? Aici n-am treabă. Trei mai mult ani că iar curat.
În cămăruțele întunecate, bătrânul și-a adunat toată viața. Un pat, o masă, o sobă veche și câteva haine agățate în cui, pe pereți. Prin ferestrele mătuite, o rază firavă iluminează chipul brăzdat de griji. Animalele sunt singurele care îi mai umplu zilele. Fără ele ar fi și mai singur. Ce animale ai? Nu mai am o găină, câi și altele nu mai am. O vacă, o găină și câini. Cu comunici. Am avut 5 vaci și cu viței și o 20 de găini. Trebuie. Toată lumea. Vaca nu mulge, o ține de drag. O tind de bucurie că să fie animal aici. De altă. Ce bucurii mai ai de la viață? Ce-ți mai încântești ție sufletul? Bucurie când și la păsări și la orice mi-mi bucurie, dar la cucu nu l-am auzit. N-ai auzit cucu, nu? Nu am venit. Nu au venit. Atât am fost bucurie la 1 martie cu au venit păsările, graurii și trebuie. Și acum stau la cuibul, nu mai văd. E până la urmă bucuria simplă a omului condamnat la singurătate într-un colț de rai. E o poveste fantastică, parcă. Totul în jur e verde viu, pleznește de viață, în timp ce peste destinele oamenilor se așterne praful. Vreo dorință ai? E ceva ce-ți dorești și tu mult și nu ai? Eu am de mâncare, am tot ce cer. Poate și copii ți-ai fi dorit? E frumos să ai copii. Wake up early, get some rest, push that weight. Dacă ai copii și mari, still gonna move on. Nalogin, tu ești un om fericit sau un om trist? Om fericit, nu-mi treabă cu nimeni, trebuie. Ți-e bine aici? Da. Singur? N-am treabă. Dacă cât au fost mari oameni mult aici, n-am fost fericit. Acestea au fost subiectele. Pe ale dumneavoastră le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomania.canalde.ro. Ne găsiți și pe Instagram la astairomania.canalde. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea! Toate bune! La revedere!